Salut, dragi prieteni, bine ați venit la un nou episod foarte interesant aici pe canalul Grădina pentru Tot. În acest episod o să facem turul grădinii la mijlocul lunii mai. Haideți să începem. Începem cu solarul. Am un solar. Sincer, când am pus folia, fiindcă structura a fost de mulți ani aici în grădină, când am pus folia, când l-am reactivat cum ar veni, m-am gândit că în principiu o să-l țin pentru ca să pornesc semințe, adică să încep să fac tot felul de răsaduri. În acest solar mi-am dezvoltat răsadurile de roșii, pe care o să le vedeți deja plantate în grădină și în solar, răsadurile de ardei și mai am aici niște răsaduri de vinete. Acum am semănat niște, chiar acum câteva zile am semănat niște varză de toamnă. Aici am sparanghelul, văd că a ieșit tot. Și aici am niște plante aromatice, mentă, leuștean, busuioc și rubarbă. Rubarbă nu e o plantă aromatică, dar am pus și rubarbă. Singura problemă cu acea alveolă e că acea alveolă este semănată în pământ normal și nu-i voie să semeni în pământ normal pentru că nu-i cea mai bună variantă. Tot timpul ori să-ți faci un mix propriu din turbă, compost și perlite, ori să-ți cumperi gata făcut, dar niciodată pământ, fiindcă eu am zis că pune data asta, dar nu m-a ieșit. Mergem mai departe. Am și 4 castraveți în solar. Sunt, cred că soiul Consa, da, Consa. Este un ibrid, Consa F1 este un ibrid. Au început să meargă acum mai bine, știți că castravetele e o plantă iubitoare de căldură. Au deja niște castraveți, vedeți aici, au dat cu floare, urmează ca să crească. Am niște roșii, soil sweetheart, sunt roșii tip inimă de bou. Am cele mai multe din solar sunt roșu sweetheart, am și niște sherry aici, după cum puteți să vedeți. Și chiar la început, chiar în această parte din solar, am soiul Brandywine, care e un soi foarte, foarte mare. Și, sincer, e prima oară când îl cultiv, este cu frunze de cartof, vedeți că are niște frunze imense, de-aia este și foarte rezistent la boli. Este un experiment pentru mine, am semințele luat din Statele Unite și vreau să văd cum merge. O să vă țin la curent cu evoluția acestor plante. Bun, haideți să ieșim pe partea aialaltă. Primul pat din grădină, avem ardei. Ardeii sunt foarte mici, fiindcă numai ce am scos și, sincer, i-am semănat într-un mix din pământ de grădină și pământ bun, pământ de răsaduri, doar că nu trebuia să fac chestia asta, trebuia să seamăn direct în pământ de răsaduri. E foarte important în ce semeni răsadurile, în ce crești răsadurile tale, fiindcă astfel nu se vor dezvolta bine. Acești ardei nu s-au dezvoltat foarte bine, dar din fericire ei vor recupera acum fiind puși în grădină. Sunt 3 soiuri. Avem un soi din America, Yellow Monster. Asta e un soi de ardei mare, galben cu striații verzi. Asta e un soi normal, cred că îi zice Taltoș sau Talțoș. Cred că soi unguresc de îi spune Talțoș. Tot așa, ardei mare, ardei de, să zic eu, ardei gras. Apoi avem ultimul soi, e un ardei iute, ardei ciorbeanul. Este un tip de ardei pentru ciorbă. Ieri am scos în grădină, văd că toți s-au prins, că niciunul nu e, să zic eu, afectat de faptul că l-am transplantat în grădină. Într-adevăr sunt destul de mici, fiindcă v-am spus greșeala de mai devreme, dar cu siguranță vor recupera și vor face niște ardei minunați. Bun, trecem mai departe. În patul acesta am semănat și văd că a și ieșit zucchini dovlecel, 4 cuiburi. Am zis că nu mai pun răsaduri, fiindcă, sincer, foarte bine funcționează și cu
cuiburi de dovlecel, nu trebuie timpul să pui răsaduri dacă iese direct din pământ după ce ai semănat. În plus că îți ia și mult spațiu ca să semeni în alveole și grijă mai mare. Aici am niște fasole pitică, mai multe soiuri, soiul Plador, soiul Purple Queen și ultimul soi, nici nu mai se vede că am scris că pixul trebuia să scriu cu marker. Oricum una este tărcată mov, una tărcată roșu și una clasică galben pitică. Apoi venim în grădină, fără să fie în paturi înălțate, avem roșii. Am și un video în care v-am prezentat cum le-am plantat în grădină, cum le-am transplantat. O să las un link în descrierea acestui video și o să las și aici un card ca să-l accesez direct acest video. Vedeți că ele s-au prins foarte bine, uitați ce bine arată. Chiar aici am soiul Amish Paste. Este un soi de pentru sos de tomate, vedeți că și scrie Amish Paste. Sunt roșii tip prunișoară, un fel de San Marzano, doar că mai mari. Mai mari decât soiul San Marzano și sunt foarte, foarte cărnoase și foarte bune pentru sosuri. Apoi, toată secțiunea până la mijloc. Toată secțiunea aceasta până la mijloc sunt soiuri exotice. Primele două soiuri, Chocolate Drop și Sunrise Bumblebee, sunt soiuri Sherry. Soi Sherry negru, soi Sherry galben. Apoi urmează Blue Beauty, o tomată medie. Se face până la 300 de grame și este albastră. Apoi Berkeley Tie-Dye Pink. Deci soiul ăsta m-a dezamăgit cel mai mult. Nu-mi place deloc cum s-a prins. Vă dați seama că aceste soiuri poate e prima oară când au fost cultivate în România, sincer, toate semințele din Statele Unite. Deci și un experiment pentru mine. Dar totuși s-au prins, doar că nu-mi place cum au pornit. Dar e un an de învățare, anul acesta învăț, voi selecta din soiurile care îmi convin și celelalte le voi... nu le voi mai semăna, voi semăna doar ce îmi convine. Apoi am soiul Cherokee Purple, un soi foarte celebru iar în America. Paul Robson, astea sunt roșii mari, foarte mari, dar negre. Asta este o roșie galbenă, vedeți, tot cu frunză de cartof. Tot Brandywine, numai Brandywine Yellow. Îmi plac foarte mult roșiile cu frunză de cartof, fiindcă sunt foarte rezistente la bol și e o plantă foarte vigoroasă. Apoi, Pianolo del Vesuvio, rândul acesta. E un tip de roșie sherry care rezistă foarte mult. De-abia aștept să le văd. Moneymaker, ăsta deja e celebru în România, fiindcă e foarte, foarte productiv. Un soi foarte productiv. Fac o grămadă de roșii. Și deja aici vorbim despre soi românești. Inima lui Călin. Soi tip inimă de bob. Uitați ce superbă, uitați ce superbă e planta asta. Deci e minunată, ce s-a prins și s-a îngroșat tulpina, deci de necrezut pentru cât o săptămână de când le-am transplantat și na, arată destul de bine și toate s-au prins. Și de aici încolo tot ce se vede e soiul Aurora clasic. Astea sunt roșii în principiu pentru bulion. Ce mai am? Mai am niște salată, cum puteți să vedeți, două soiuri, May Queen și cel, cred, nu mai știu cum se numește exact, dar oricum May Queen-ul e foarte, foarte bun și voi pune în fiecare an pentru că e foarte rezistent, foarte productiv și se găsește, cred că de la Grosel, sunt semințe românești și May Queen-ul e chiar minunat și am și partea altă, o să vedeți. Acum, în patul acesta, e 100% compost și am semănat cartofi. Dacă vreți să vedeți cum am salvat semințele, adică cum am făcut cartofi de sămânță și cum i-am luat din Kaufland și i-am făcut cartofi de sămânță și am semănat, vă pun un link în video din descriere și vă las și aici un card pentru a viziona cât mai ușor și pentru a găsi cât mai repede acel video. Aici am morcovi,
în acest pat. Nu m-am morcov. Am 3 soiuri, Carnaval, Flacher și Danberg. După cum puteți să vedeți, sunt foarte, foarte deși. Trebuie să-i răresc. Încă n-am avut timp, dar o să mă apuc să-i răresc, fiindcă în felul ăsta nu pot să rămână, fiindcă sunt foarte, foarte deși. Mai încolo mai am niște praz, care e foarte mărunt. Haideți să vă arăt. Vedeți? E foarte, foarte mărunt, trebuie să rup și burienile. Ce e foarte important, că deși e mărunt acum, el se va îngroșa și în vară va fi transplantat și vom avea praz în grădină toată iarna, inclusiv până în ianuarie, până în februarie, cât vrem să ținem atât vom avea, fiindcă e o plantă foarte rezistentă la frig, de-aia recomand tuturor să semene praz. Deocamdată e foarte, foarte mic și foarte des, nicio problemă, el va fi repicat. Secțiunea asta în căpșuni, sincer nu știu cum se numește soiul, este un soi care nu-i remontant, face o singură dată pe an căpșuni. E un soi pe care l-am primit de la socul meu. Foarte gustoase, foarte, foarte gustoase, foarte gustoase aceste căpșuni, doar că nu-i remontant. În partea cealaltă am un soi remontant. S-a fost ceapa. Vedeți că deja e foarte, foarte puține, fiindcă, sincer, n-am așteptat să se dezvolte. Am mâncat o ceapă verde, foarte delicioasă. În secțiunea asta am usturoi. Am un video, o să las în descriere video cu usturoiul pe care l-am semănat în toamnă. Ăsta e un usturoi semănat în toamnă, nu e semănat acum în 2022, în 2021, în toamnă, în octombrie. Și uitați ce mare s-a făcut. Mai e un pic, mai e o lună și cred că se poate recolta. Mergem în partea alaltă de grădină. Am mai multe soiuri de struguri de masă și struguri de vin. Strugurii de vin sunt soiul acela pe care cam toți îl avem sau știm de el. Mulți spun căpșunica. E un soi hibrid, foarte rezistent la boli, nici nu trebuie stropit. Foarte bio și foarte bun vin iese din el. În partea asta am foarte multe, dar foarte multe soiuri de masă. Am Cardinal, Victoria, nu mai știu cum, Regina Panoniei, Kishmish, cred că o grămadă de soiuri. Uitați ce plină este via de struguri. Este plină de struguri. Va fi o recoltă minunată la acest an. Haideți să mergem la soiul Cardinal. Uitați ce încărcat e. Uitați, de pe acum se anunță ce struguri mari de masă va face. Am foarte mulți struguri, am și soiul Moldova, am soiul românești. Foarte, foarte multe. Deci, în principiu, pe partea asta struguri de vin, pe partea aceasta altă struguri de masă. Am vrut să țin 50-50, fiindcă, sincer, ne place să facem și must și vin. Și să-l împărțim prietenilor și rudelor și ne place și să mâncăm struguri de masă. În patul acesta am din nou cartofi, doar că aceștia sunt cartofi care au fost semănați în compost amestecat cu pământ de grădină. Sunt parcă mai dezvoltați decât ceilalți din patul în care sunt numai în compost. Oricum e un experiment, fiindcă anul acesta am zis că semăn cartofi numai în compost și semăn cartofi și în compost amestecat cu pământ. Vreau să văd care e mai bun, care e mai bună soluția. E un experiment și sunt foarte, foarte curios să văd care pat va produce mai mult, care pat va produce mai mult cartofi. Voi face și un episod în momentul în care voi scoate cartofi, așa că rămâi abonat pe canal și dacă nu ești abonat, abonează-te, fiindcă o să vezi și tu rezultatul între semănat cartofi în compost și semănat cartofi strict în compost amestecat cu pământ. În patul acesta am câteva rânduri de mărar și niște salată. Din nou, salată creață, nu mai știu cum îi zice la soi, și May Queen. May Queen preferata mea pe departe și ambele soi românești. Nu mai știu exact cum îi zice la cea creață. După cum puteți să vedeți, am și pomi tineri, astea în cireș, soiul Van, am un măr,
soiul Starkingson, cred că îi zice Starkingson, nu mai știu exact cum îi spune. Un vișin tânăr, un piersic, soiul cardinal. Sincer, ăștia cred că anul 4, dar au înghițat majoritatea piersicilor. Cu siguranță la anul, dacă avem noroc, o să mâncăm și piersici la anul ăsta, au rămas cred că vreo 3 piersici în total. Nu știu cum a fost la voi, dar la mine și caisele le-au înghițat, și vișinile le-au înghițat, și piersicile. Am rămas doar cu cireșe. Cireșul e plin, o să vi-l arat imediat. Am și un prun. Știu că nata nu are prune, este anul 3. Nu e nicio problemă. Peri. Ăsta e un păr mai de toamnă. Este plin de pere. Vedeți că plin de pere. Și mai sus. Foarte, foarte fain. În secțiunea asta în care ne aflăm am și fructe de pădure. Am smeură. Două soiuri, unul remontant și unul neremontant. Sincer, cel neremontant nu-mi place că face tije de smeură, tulpina o face destul de subțire și are nevoie să fie ajutat să fie susținut cu acești pari. Cel neremontant, cum este și cazul acestuia, uitați ce tulpin groase face și rezistă fără suport. Am și muri, ăsta e anul 2, în care am muri, de aceea tija e așa de subțire, că normal tija de mur este thorn free sau thornless, nu mai știu cum îi spune la soi. Normal, așa de mare se face tulpina dacă este mai anul următor. Deci generația asta care este acum, vedeți ce tulpina, deja e tulpina mai groasă decât tulpina murului de an 2. Deci ăla e anul 3, care este anul 2. Oricum va fi plin de mure, absolut plin, uitați. Acum se pregătesc să dea flori. Foarte, foarte fain. Va fi plin de mure. În rest, ce mai am zis? Am niște cai și acolo în spate. Căpșuni. Haideți să vă arat. Dincolo v-am zis că am un soi neremontant. Dar aici am soiul Albion. Sincer, sunt uimit de cât de plin este. Fiți atenți aici. Fiți atenți aici. Uitați. Căpșună, uitați aici. Căpșună, deci e plin de căpșuni. Acesta este soiul Albion, asta e o buriană, o rob de aici. Da. Aici am și dacă vă puteți uita, un strat de lemn tocat. E bine ca căpșunile să aibă ori paie sub ele, ori lemn tocat, ca fructele când se dezvoltă și ating pământul să nu putrezească cumva, de aceea e bine să fie paie sau lemn tocat sub ele. Deci plin, uitați-vă, uitați. Uitați și aici. Deci plin. Lasă și să se întindă. Uitați, deja au început să dea tije. Bineînțeles că știți că căpșunul prin aceste tije se înmulțește, unde atinge pământul această tijă, va prinde rădăcină și se va forma altă plantă. Ideal e să aveți un echilibru între fructificare și dezvoltarea plantelor, fiindcă aceste tije iau din energia căpșunii și nu mai fac fructele așa de mari și de bune. Deci eu o să încep și o să mai și tai din aceste tije, fiindcă nu vreau să dezvolte, vreau să am mai multe căpșuni, într-adevăr, dar nu vreau ca să pierd din fructe. Așa că trebuie un echilibru între înmulțirea plantelor și fructe. Am mai semănat aici niște dovleci, numai ce au răsărit. Acestea sunt dovleci din aceia imenși. Se numesc Nagdobosi. Sunt, cred că, ungurești după nume. Din aia mari albaștri, nu albaștri, gri, scuze, mari gri. Am pus anul trecut și am mâncat și foarte rezistenți rămân, dacă îi pui la un loc răcoros, rămân toată iarna și poți să-i mânci toată iarna.
Haideți după mine. Aici am fean. Și voi pune, cred că în zona asta, rubarbă, fiindcă, na, vreau să am aici o zonă de plante perene. Mai multe mure am aici, din nou. Uitați ce plin e. Uitați ce plin e cireșul. Deci cireșul, dacă anul acesta să fie ceva, să fie plin de cireșe. Uitați, plin. Haideți după mine, uitați. Uitați acolo, se vede cel mai bine. Plin de cireșe. E absolut plin. Sper că ți-a plăcut acest video. Dacă ți-a plăcut acest video, dă un like, abonează-te și urmărește-mă în continuare, să vezi cum se dezvoltă grădina mea și în continuare. Mulțumesc foarte mult că ai vizionat acest video. Pa!